ați venit la Minecraft, viața de profesor, filmul full! Bine ați venit la Minecraft, dar sunt profesor de matematică pentru 24 de ore. Băieți și fete, nu știu de voi, însă eu m-am săturat să mai fiu un elev. Toată viața mea am fost un elev. De fiecare dată, fraților, când veneam la școală, știam că trebuie să mă duc în bancă, să mă pun acolo ca un elev, pentru că eram un elev și să ascult de profesor, să trebuiască să rezolv testele pe care mi le dă, să trebuiască să îl ascult, pentru că dacă nu îl ascultam, mi se scădea nota la portare și toate chestiile de genul. Însă astăzi, băieți și fete, este ziua cea mare pentru mine, pentru că s-au inversat rolurile și de data aceasta voi fi profesor de matematică. Ați auzit foarte bine, după cum puteți vedea, mă aflu în biroul directorului și urmează să-mi spună ce trebuie să fac la prima mea oră de matematică. Inițial, fraților, deci nu vreau să vă mint sau ceva de genul, inițial m-am gândit să fiu un profesor foarte rău și foarte nesimțit, să dau numai 4, să încerc să caut, chestii și să-i taxez pe elevii mei, știi ce zic? Adică să fiu profesorul ăla pe care îl urăște toată lumea. Însă am stat și m-am gândit și am zis că, băi, de fapt, o să fac fix invers. O să încerc să fiu un profesor bun. Dar, totodată, o să fiu un profesor bun dacă și elevii sunt buni cu mine. Știți că în zilele de astăzi elevii pot să fie așa puțin nesimțiți. Dacă sunt nesimțiți cu mine, urmează să vedem, da? Urmează să vedem. Domnule director, spuneți-mi ce o să fac astăzi. Unde trebuie să mă duc? Vedeți, acolo sunt niște playeri. Deci bănesc acolo o să vrească să predau. Ok, Marius, asta este prima ta zi ca profesor de matematică. Sperăm să nu fie și ultima. Prima oră pe care o vei preda este la clasa 8B. Clasa 8-a. Deci, băi, ar trebui să știi niște matematică. O să o găsești la etaj. Ți-am lăsat o carte cu lucrurile pe care trebuie să le faci la ora asta. Copiii au fost foarte în urmă cu materia în ultimul timp și au rămas fără note. Trebuie să le dai 2 note ora aceasta. Succes! Bro, ok, deci faci, eu cred că planul meu de a fi profesorul care este iubit de toată lumea și să nu fiu nesimțit sau ceva de genul s-a năruit când am auzit că trebuie să le dau 2 note. Vă dați seama ce părere o să aibă copiii aia de mine. În fine, aici o să... aici sunt foarte multe cărți. Ia stai, hai să vedem, hai să citim asta, carte de la director. Ora aceasta trebuie, deci sunt 3 de-astea. Să dai un test și să-l corectezi, să-i asculți și să-i notezi, să acorzi un total 2 note la fiecare elev, adică să-i ascult pe fiecare în parte și după să le mai dau și un test. Ok, foarte, foarte nașpa. Dar fiți atenți că o să iau aceste cărți. Bănesc că astea trebuie să-i le dau lor ca să facă testul. Bro, mamă, trebuie să fac eu un test. Ok, asta o să fie foarte, foarte interesant. Bun, păi, domn profesor, hai că am plecat. Mi-a mai zis ceva pe aici? Succes! Ok, o să o găsești la etaj. Bun, deci trebuie să mergem la etaj, fraților. Uite, acolo este etajul. Hai să vedem, mamă, dacă ar ști elevii ăștia ce așteaptă. Ba nu, v-am zis, fraților, trebuie să fie de treabă. Let's go! Ok, mamă, dar sunt curios. Nu mi-a zis domn director dacă clasa asta este bună la matematică sau nu, băieți și fete. Știi ce zic? Adică, având în vedere că n-au note... Oare n-au note pentru că au fost prea slabi, prea bun, a venit profesorul? În fine... Clasa 8B. Bună dimineața tuturor! Aici profesor Marius Iancu, da? Deci știu, sunt foarte, foarte talentat. Ia uite, mă uite pe băieții ăștia, let's go! Bun, păi fiți atenți, fraților, nu o să încep să fiu nesimțit dacă din prima cu ei. Hai să încercăm să jucăm pe prietenii, da? Toată lumea să fie foarte atentă la mine. M-a înștiințat domn director că ați rămas în urmă cu notele, da? Așa că eu o să trebuiască să vă dau note. Dar înainte, nu vreau să vă stresez sau ceva de genul, vreau să ne prezentăm până la urmă, dacă e prima dată când ne cunoaștem. Eu sunt Marius și mi-am început acum cariera de profesor de matematică. Dacă o să fiți de treabă cu mine, și eu o să fiu de treabă cu voi, vă spun direct. Hai, tu, băiatul, tu ești primul. Salut, numele meu este George și sunt pasionat de matematică, deci cred că o să ne înțelegem bine. Ok, George, s-ar putea ca chiar tu să fii profesorul, elevul meu preferat. Let's go, George, bravo. Tu, băiete, ce a spus domn profesor? Bă, vedeți? Băi, Marcus, bă, ăsta are căști în urechi. Bă, tu nu mă auzi? Bă, dă căștile jos, bă, ești nesimțit? La ora mea ai căștile în urechi? Bă, ăsta are căștile pe urechi. Ce a spus domnul? Bine, las, că urmează să începem acum prima de asta de ascultare. Gabriela,
Salut, eu sunt Gabriela și matematica nu este chiar punctul meu forte. Cred că o să mă descurc mai bine la sport. Bă, dacă sunteți așa mai slab la matematică, nu o să fiu nicio nesimțit, fraților, să dau niște întrebări, niște subiecte, niște teste de-astea nebune și o să încerc să fiu cât de treabă pot să fiu posibil. Tu, Alexandru, sal! Băi, puștule, tu așa vorbești cu profesorul tău, sal? Salut, domn profesor, bine ați venit, vă fac cu cafea, chestii de genul. Bine, Alexandru, las că vezi tu, puștule, las că vezi tu, că acum dăm test, acum dăm test, ăla ai fost. Teodora, bună ziua, domn profesor, onoare să vă cunosc, hopa. Ultimii profesori de matematică pe care i-am avut au fost foarte slabi, doar când mă uit la dumneavoastră îmi dau seama că sunteți foarte inteligenți și că vă pricepeți bine la matematică. Aha. Teodora este campioană olimpică la pupincurism, dacă știți ce zic, ok. Deci Teodora știi că chiar nu mă impresionează că vorbești prost de colegii mei. Da, ce a zis? Ultimii profesori de matematică au fost foarte slabi. Nu înțeleg, tu ești mai bună decât ei? Urmează să aflăm, desigur. Și mai avem aici un băiat, Răzvănel. Bună ziua, domn profesor, ce facem astăzi? Ei, Răzvănel, foarte bine că m-ai întrebat. Deci, vom face două chestii astăzi. Prima dată, o să vă ascult. Da, deci o să vă ascult pe rând. O să vă pun, uite, pentru că, fiți atenți, trebuie să ne dăm seama, fraților, dacă sunt o clasă bună la matematică sau nu. Îmi sunteți simpatici, mai puțin două persoane, Marcus, Alexandru Chiș și Teodora Broi, pupincuristă. Nu-mi place genul ăsta de comportament, da. Dar totuși o să fiu de treabă cu voi și o să facem așa, o să vă și ascult și o să vă dau și un test. Îmi pare rău, nu i-am făcut regulile, așa mi-a zis directorul. Deci avem aici carte de la director, da. Însă o să vă ascult super simplu. O să vă dau la fiecare un calcul să rezolvați. Deci chiar nu o să fie deloc greu. Da, pentru că vreau să ne împrietenim, vreau să păstrăm această atmosferă de prieten, da? Deci prima notă, aveți catalog? Ia aici. Opa, catalog. Ia, păzea, ce note aveți? Răzvănel 4. Mamă, Răzvănel. Bă, frățiorul. Băi, eu, mamă, frățiorul, mă așteptam ca Răzvănel ăsta să aibă notă mai mare. Gabriela 5, bravo, Gabriela, bravo. George 10, George ăsta a pasionat de matematică, frățiorul. Let's go, bravo, George, bravo, frățiorul. George 10, Marcus 2, păi crești și eu dacă stă cu căștile în urechi, crești și eu. Teodora 5, Alexandru 5, nu știu cum a făcut Alexandru 5, în fine, bun. Deci toată lumea atentă la mine, da? Deci o să vă pun la fiecare o întrebare, o să vă pun, stai să pun asta aici, un calcul simplu, cel mai simplu calcul ca să vă dau o notă, da? Deci vreau să începem așa, vreau să văd cât de bine vă pricepeți la matematică. Uite, o să încep chiar cu George, care până la urmă este cel mai bun din clasă, dar are nota 10. George, spune-mi și tu mie cât face 52 plus 90. 52 plus 90, da? Fraților, face 142, da, foarte, foarte simplu. Hai, George, eu zic că ți-am lăsat destul timp, 52 plus 90. Stați, cred că rezultatul este 88. 52 plus 90 face 88? Cum poate să facă 88 dacă 90 e mai mare decât 88? Ok, George, tu ești cel mai bun la matematică din clasă, dar îmi pare rău, frățiorul. Trebuie să-ți dau nota 4, deci chiar îmi pare rău, nu i-am făcut regulile. Frate, ce matematică știu ăștia acum? 52 plus 90, 88, n-are niciun sens, da? Îmi pare rău, George, ți-ai stricat media, ești vai de capul tău. Ok, nu că ești vai de capul tău, dar îmi pare rău de tine, bro. Mai departe, Gabriela, da? Deci tu fii foarte, foarte atentă. Cât face? Hai că poate l-am luat prea greu pe ăsta. Bă, dar cum să iau prea greu, bă, clasa 8-a, fraților, nu știu să fac un calcul. Ia fă 40 plus 70 minus 5. 40 plus 70 minus 5. Vine 110 minus 5, 105. Gabriela? 14. Atâta ți-a dat ție, Gabriela, 14. Băi, frățe, băi, îmi vine să iau razna. Îmi vine să iau razna. 14 ți-a dat. Mamă, păi frățe, păi ce test o să le fac eu la ăștia, men? Ce test pot să le fac? 14. Îmi pare rău, Gabriela. Răspuns greșit, era 105. Ai nota 4, din fericire nu ești în situație de corigență, că ai media 4,5. Alexandru, da? Hai, spune-mi, mamă, ceva și mai ușor. 80 plus 8. 80 plus 8. Minus 8. 80 plus 8. Nu, frate, deci ce cu oamenii ăștia, bro? Bă, voi aveți vreo treabă cu matematica, bro? Ziceți mersi că vă dau nota 4, vă salvez, că trebuia să vă dau nota 2. Bro, what? Ce-s cu ăștia, bă? Cum l-ai, bă, nu știu cât...
Ok, bă, eu nu înțeleg ce a fost cu vechii voștri profesori, dar aveți aici note de 10, de 5, adică Marcus 2, ia. Marcus, fiate, băi, scoateți băi căștia astea și uite-te la mine, Marcus, așa. 22 minus 5. Două naiba, fraților, 22 minus 5. 17, 22 minus 5. Marcus? 104, nu, ăștia-și bagi joc de mine, gen, e camera ascunsă. Unde-i domnul director, nu? Băi, ia, păzia. E camera ascunsă, fraților, aici, n-are cum, eu am plecat din clasă. Băi, e camera ascunsă, n-are cum. Cu bă, 104, 22 minus 5. Doamne, Marcus, bro, hai că-ți ridic media, îți dau un 4, îți ridic media, că aveai media 2, acum ai în media 3. Îți ridic media, frățioro, că n-ai o treabă, bă, zic sincer, frățioro, mamă, deci nu mă așteptam așa de prost, gen, așa de proastă prestația. Teodora, hai, hai că te-ai dat inteligentă, fii atentă, Teodora. 103 minus 3. Păzea, frățioro, dacă, bă, 103 minus 3, cea mai simplu calcul din lume. Ce, mă? 55,2? Bă, copii, bă, voi aveți vreo treabă cu matematică? Bă, nu mai vorbiți, băi, alo, ce faceți? Vorbiți între voi? Băi, șmecherilor. Băi, voi aveți vreo treabă cu matematica, mea? Cu, bă, 55,2, 103 minus 3. E 100, e cel mai simplu calcul. Oh my God, Teodora. Bă, deci până acum nu mă marc cu situație de corigență. Băi, sper să vă reveniți. Sper să vă reveniți, dar chiar nu știu ce să zic. Răzvanel, salvează clasa, te rog eu, frățioro. 22 plus 22. Stați puțin că m-am pierdut în calcule, mi-a dat 13. Nu, no, eu o să sar de la aia, spar gata și sar de la nou. Băi, cum adică, băi, cum bă 13, băi, 22 plus 22, ok, nu, fiți atenți, faceți-o cum facem, bun. Bun, lăsați asta, bă, ați luat toți 4, îmi pare rău, dacă ar fi fost după mine nu v-aș mai fi notat, dar îmi pare rău, băi, adică, da, gen, asta mi-a zis directorul. Fiți atenți. O să vă dau la toți un test, da? Deci toată lumea să fie atentă, fiți atenți. Vă pun la fiecare o carte de-asta în bancă, da? Deci vă pun o carte de-asta ca să scrieți pe ea, da? Și o să vă dau un test din... Uite că toți ați luat nota 4, hai să facem așa o mică glumă. O să fie un test de 4 exerciții, da? Punem așa, fiți atenți. Așa. Și așa, da? Bun. Și testul o să fie așa. Deci toată lumea, da? Deci eu o să notez testul și voi trebuie să notați cu mine, da? Hai, deci prima dată fac primul exercițiu. Primul exercițiu, fraților, o să fie... Uite, fac cel mai simplu exercițiu, fii atent. Continuă următorul șir cu următoarele 3 numere. Da? Hai să vedem. 2, 4, 8. Fraților, este un șir de la de numere pare, da? Vine 10, 2... Nu, vine... Nu, 2, 4, 6. Mamă, ce prost sunt. M-am prostit și eu. 2, 4, 6 vine 8, 10, 12, da? Bun! Primul exercițiu, da? Toată lumea să fie atentă, toată lumea să scrie. Primul exercițiu este continuă următorul șir cu următoarele 3 numere. 2, 4 și 6. Da? Descrieți ce, deci e șirul așa. 2, 4, 6 și ce urmează după astea următoarele, da? Adică scrieți numai cum îi spunem, numai subiectul, pentru că o să vă las puțin să rezolvați, da? După, hai că fac eu tot testul și vi-l zic după, fiți atenți. După, frate, la exercițiul 2 ce să punem? Fiți atenți. Hai să punem un calcul matematic, stai. Rezolvă următorul calcul. Hai să vedem. Bă, hai să facem ceva simplu, fiți atenți. 13 plus 14 minus 15 plus 1. Bro, trebuie să fie cel mai simplu calcul. Da? Cel mai simplu calcul de departe. Hai să mai punem un exercițiu, exercițiu 3. Cum îi spunem? Uite, hai să punem și ceva. Află X. Da? Și facem X plus 30 minus 10 egal... Nu. X... Sau cum să pun, fraților? Nu, vreau să fie așa ceva mai ceva mai ușor. Bă, cred că cel mai ușor ar fi X plus 30 minus 20 egal 10, pentru că X e 0, da? Și hai să... Mamă, ce-am făcut, fraților? Fraților, ce-am făcut? Fraților, ok, nu știu ce am făcut, am făcut o prostie. Mamă, mai trebuie să schimb o dată asta. Află X, fiți atenți, X plus 30 minus 20 egal 10, da? Absolut foarte, foarte simplu. Și hai la final să le facem și o problemă, fiți atenți. Punem așa, cea mai simplă problemă. Ana are 4 mere.
Mai primește două mere de la fratele ei, fratele ei, și mănâncă un măr jumătate, da? Deci acum Ana are 4,5 mere, 4 mere jumate. Dar înainte să le numere, mai găsește 4 mere pe jos. Câte mere are Ana? Băi, fraților, cele mai simple probleme. Toată lumea să fie atentă, da? Deci exercițiu 2. Rezolvați următorul calcul. 13 plus 14 minus 15 plus 1. Da? Răspunsul este 3. Toată lumea știe. Exercițiu 3. Aflați X-ul. X plus 30 minus 20 egal 10. Foarte simplu, da? Deci așteptăm să scrie toată lumea să nu cumva să vă văd că, băi, bă, sper că tu mă auzi, băi, ăsta cu cască. Sper că mă auzi. Ai face bine să mă auzi, așa? Și problema, da, problema de la test, Ana are 4 mere. Mai primește 2 mere de la fratele ei și mănâncă un măr jumătate. Dar înainte să le numere, mai găsește încă 4 mere pe jos. Câte mere are Ana, da? Hai! Toată lumea sper că a notat. Fraților, eu o să-mi iau catalogul, o să țin aici catalogul și o să aștept 15 minute. Așteptăm 15 minute și după ne punem să corectăm testele, da? Să completăm ultimul task pe care mi l-a dat domn director, da? Chiar sunt curios să văd dacă ăștia știu matematică sau nu. Ok, au trecut cele 15 minute, toată lumea să pună pixul jos și haideți să corectăm testul. Deci, băi, prima dată când v-am ascultat a fost cel mai mare dezastru pe care nici măcar nu l-am fi putut imagina, bro. A fost un dezastru. Dar am încredere în voi că de data aceasta veți face ceva bine, da? O să vă notez direct. George, începem iară cu tine, da? Deci știi testul, hai să vedem. Ai făcut testul, George? Ia să vedem. Ia, let's go. Sper că ai scris ceva. A scris ceva, da? Primul exercițiu. Știți primul exercițiu? Completați următorul șir cu următoarele 3 numere. 2, 4, 6, vine 8, 10 și 12. 80 și 12. Bravo, George! Let's go! La 2, răspunsul este 3. Bro, chiar e 3, nu? Stai. Da, bravo! Exercițiu 3. X-ul nu e 10, George, e 0 X-ul. Și la 4, 8,5 mere. Da! Bravo! George, frățiorul, deci băi, uite bă, se poate! Nu știu de ce n-au putut la, cum îi zice, când i-am întrebat-o fi că i-am luat așa prea rapid. George, ai nota, deși pentru că ai greșit un exercițiu, eu zic fraților că, având în vedere că erau 4 exerciții, nota 8 este cea mai bine meritată. Da? Hai să vedem. Bravo, George! Mulțumesc, domn profesor! Bravo, frățiorul! Mai departe, da? Deci stai că îți lăsăm asta aici. Mai departe, Gabriela! Da, Gabriela, hai să vedem ce ai făcut tu aici, bro. Bă, stai, bă, ce cu carte să mă las aici, mă? Hai să vedem. Gabriela. Gabriela, semnul întrebării 3, semnul întrebării, semnul întrebării. Sora mea, ție ți s-au părut grele exercițiile astea? Ai vreo problemă? Ok, fraților, o notăm cu nota, îi dăm 5, bro. Îi dau 5 că a făcut un exercițiu bun, nu? Probabil la copia de la cum îi zice, de la George, dar nici măcar nu o să bag de seamă. Îi dau un 5. Dar nu e vina mea că nu înțeleg, nu, sora mea, e vina mea că nu înțelegi calculele, băi. Oh my god, fraților, mamă, deci mă enervează maxim. Alexandru, tu, da, hai că te-ai făcut pe șmecherul. Hai să te văd acum ce știu la test, da? Let's go. 2, 4, 6, 12, 15, 19. N-are niciun sens ce-ai scris aici, frățiorul. La 2 ți-a dat minus 3, răspunsul era 3, da? La 3 ți-a dat 0, bravo. Și la 4 ți-a dat 8, era 8,5. Băi, lui Alexandru, pentru că a mai băgat muncă, îi dau 6. Da? Îi dau 6. Da, stai, faci-o, păi atunci lui George i-am dat 8. Da, nu, lui George, George, schimb nota. Îți dau 1,5. Ba nu, îți dau 9. George, îți dau 9 că meriți, frățiorul, da? Lui Alexandru îi dau un 6. Da, îi dau un 6 că a făcut ce a mai făcut. Na, treaba ta, frățiorul, na, nu știu ce să zic. N-are cum să nu fie corect. Vă fac reclamații la direcțiune. Ce, bă, băi, ai făcut? Cum să nu fie corect? Băi, de unde? 2, 4, 6, 12, 15, 19. Care-i treaba cu știrul ăsta? Că nu prea înțeleg. Băi, ar mai comenta atâta că poate șterg nota. Și ce zic? Ia că-ți dau 5, bă, ia uite ce șmecher te crezi tu. Vezi că ai nota 5, să nu mai comentezi. Bun.
Mai departe, merge la băncile din spate, fraților. Eu uite ce m-a enervat ăsta, face peșmecherul. Marcus. Bă, scoate, bă, căștile alea. Băi, tu nu înțelegi, scoate căștile. Hai să vedem. Ce a scris Marcus. 2, 4, 6, 12, 24, 48, n-ai nicio treabă. La 2 răspunsul este 80. Nu este 80. La 3, 19. La 4, 12, mere. Marcus, băi, ești o dezamăgire, băi, să moară frații mei. Deci ești primul din clasă care a greșit tot. Îmi pare rău. Îmi pare rău, dar nota e... Nici nu știu ce să zic, fraților. Să fie 4, că le-am dat la noi. 3, îmi pare rău, nota 3. Deci chiar îmi pare rău, Marcus. Nu, eu am făcut regulile, știi ce zic? Cât? 9, let's go. Băi, scoate, bă, căștia aia, băi. Nu ți-am dat 9, ți-am dat 3. Doamne, fraților, ce lume trăim? În fine, trece peste. Degeaba ai crederi ca la 9, dacă în catalog are 3. Teodora, hai Teodora, că te-ai crezut șmecheră. Te-ai crezut nu știu ce, hai să vedem. La primul, 2, 4, 6, 8, 10, 12, bravo. La X, la 2, vine 3, bravo. La 3, X egal 0, bravo. Și la 4, 12 mere. Cum ți-a dat 12 mere? Nu știu, e 8,5 mere. Așa că, uite, îți dau și ție nota 9, cum i-a dat lui George, da? Deci mi se pare foarte corect așa. Teodora, nota 9. Ok? Bun. Nu pot să cred, vine să plâng, vă rog, mai dați-mi o șansă. Sora mea, ți-am dat nota 9, calmează-te că nu vine apocalipsa, nu se crapă pământul că ai luat o nota 9. Stai liniștită. Răzvanel, ești ultima noastră șansă să iei o notă de 10. Ha, bă, deci te văd inteligent, în catalog ai 2 de 4, deci trebuie să îți bați ambele note adunate plus 2 ca să iei 10-le. Hai să vedem. Mulțumesc, domn profesor, știți că puteți conta pe mine. Da, hai să vedem dacă putem conta pe tine, pe bune. Hai să vedem. 1, 80 și 12, bravo, bravo, bravo. 2, 3, bravo, răspunsul e 3. 3, răspunsul e 0. Și 4, răspunsul 1,5. Let's go! Răzvanel a făcut testul corect, băieți și fete. Unde-i catalogul? Răzvanel, prima notă de 10. Bă, chiar dacă el are 10, în continuare cea mai mare medie o are George, da? Deci George cred că are media 8, dacă nu mă înșel. Dar na, cine l-a pus să aibă? Adică are media 7 și ceva, 8. Îți dau 10, Răzvanel, bravo ție. Bun. Păi băi, astea au fost notele, da? George, astăzi ai luat un 4 și un 9. Gabriela, tu ai luat 4 și 5. Alexandru, ai luat 4 și 5, că te-ai crezut șmecher. Marcos, ai luat un 4 și un 3 și ai avut și un 2. Băi, și vei de capul tău, bă, prietene, bă, scoate, bă, căștile alea, bă, că de la ele ți se întâmplă. Teodora, ai luat 4 și 9 și Răzvanel 4 și 10. Fraților, asta a fost prima mea oră ca profesor. Scrieți la comentarii dacă mai vreți să continuăm această serie și dacă mai vreți să fiu și profesor de alte materii. Știți, mie mi s-a părut foarte tare să fiu profesor de matematică, însă se pare că n-ai cu cine, bro. Efectiv, n-ai cu cine. Eu am fost Marusiancu, v-am pupat pe toți, pa, pa. Astăzi voi fi profesor de chimie pentru 24 de ore în Minecraft. Bună dimineața, fraților, abia ce m-am trezit și a trebuit să mă prezint de urgență la școală. Sunt foarte, foarte nervos pentru că astăzi trebuia să am o zi liberă, băieți și fete. Însă m-a sunat domn director de dimineață și mi-a zis să vin neapărat la școală pentru că trebuie să-l ajut cu ceva. Bro, e ora 8 dimineața, cu ce trebuie să te ajut la ora 8 dimineața? După cum știți, eu de profesie sunt profesor de matematică și astăzi nicio clasă din școală nu are matematică. Deci nu știu la ce pot să-l ajut, bro. În fine, hai să mergem înăuntru, sunt foarte, foarte supărat, dar o să încerc să nu-i arăt chestia asta domnului profesor, domnului director. Vă dați seama, fraților, încurc cuvintele în gură pentru că sunt foarte, foarte somnoros. Uite-l aici pe domn director. Bună dimineața! Am înțeles că aveți nevoie de mine, eu abia m-am trezit, îmi puteți spune ce trebuie să fac? Marius, îmi cer mii de scuze că te-am chemat astăzi la școală. Știu că astăzi aveai liber, însă am mare nevoie de tine. Scuze acceptate, să zicem, dacă nu vreau să pierd jobul ăsta. Profesoara de chimie s-a îmbolnăvit și n-a reușit să le încheie media elevilor de la clasa 8B. Știi tu, clasa aia la care ai dat test de matematică. Oh, clasa de data trecută. Ok, clasa aia cu copii aia super, super enervanți. Ok, și ce treabă am eu că s-a îmbolnăvit doamna de chimie? Așa că trebuie să o facă cineva. Și m-am gândit că tu fiind profesor de matematică știi și puțină chimie. V-ați gândit foarte prost. Vreau, v-ați gândit foarte, foarte prost. Eu nu știu chimie absolut deloc, man.
Cum adică, bro? Tu fii profesor de matematică, știi și puțină chimie, bro, nu funcționează așa, nu? Domn director, fără supărare, dar v-ați gândit foarte, foarte prost, eu nu știu nici măcar o boabă de chimie, bro. La matematică mă mai descurc cu, na, un plus, un minus, o împărțeală, o ecuație, nu știu ce, dar la chimie sunt vai de capul meu, man. Așa că te rog să mergi în laboratorul de chimie și să le acorzi la fiecare o notă și după să le închei media. Ok, poți să le închei media, că sunt profesor de matematică. Dar fraților, oh my god, man, trebuie să le dai un test, dar te gândești tu ce să faci? Mă gândesc eu ce să fac? Bro, mă gândeam că îmi dai tu testul. Bro, ce test de chimie să le dau, fraților, dacă eu nu știu chimie? Efectiv, nu știu nicio întrebare de chimie. Ok, bun. Ok, acolo sunt, bănesc că acolo este laboratorul de chimie. În fine, o să trebuiască să iau toate cărțile astea și o să trebuiască să le dau test din nou, bro. Ok, haideți să mergem, fraților, let's go. Sunt curios ce față o să fac ăștia când o să vadă că eu sunt și profesor de chimie, bro, dar de fapt sunt doar profesor de matematică. În fine, asta bănesc că este laboratorul de chimie. Bună dimineața, băi mucoșilor. Să știți că nu mi-a fost dor de voi, da? Eu sunt Marius, mă știți de data trecută, sunt profesorul vostru de matematică. Însă de data aceasta voi fi profesorul vostru de chimie, pentru că doamna profesoră de chimie s-a îmbolnăvit. Așa că na, trebuie să vină cineva să facă jobul ei. Eu dormeam până acum 15 minute, eu trebuia acum să fiu lumea viselor, în niciun caz nu trebuia să fac jobul ei. Dar na, ce să vedeți, fraților, trebuie să avem un job până la urmă, nu? Trebuie să supraviețuim de pe o zi pe alta. Bun. Toată lumea este pregătită, din câte am înțeles de la domn director. Mi-a spus că nu aveți media încheiată și mai aveți nevoie fiecare de o singură notă. Ok, nu a zis că fiecare, dar mai aveți nevoie de o singură notă, pentru că, na, trebuie să vă încheie media. Dacă cineva din clasa asta vrea să se opună faptului că eu sunt profesor de matematică și vă predau chimie, poate o să o facă chiar acum, da? Știu că nu este corect, deci eu nu zic că este corect, dar m-a chemat domn director. George, ia zi. Domn profesor, eu nu mă opun. Știu că dumneavoastră știți ce este mai bine pentru noi. Bravo, George. Bă, fraților, George, un băiat adevărat. N-am ce să zic. Gabriela? Eh, o să fie o oră ușoară de chimie. Oricum fac pareu că nu știi absolut nimic. Băi, Gabriela, noi am făcut facultatea împreună. Nu știi, nu știți. Îmi vorbești la pertu, bro? Bro, ia stai, noi suntem prieteni, că n-am înțeles. Nu știți absolut nimic și în primul rând știu chimie, da? Adică... știu, ok? Tu? Mamă, ăsta întotdeauna comentează, făcea Alexandru ăsta. Mai stai puțin, tu de când ești profesor la orice materie, n-ai voie să faci chestia asta? Băi, încăpățânatule, vezi că ți-am explicat, am vorbit singur, ți-am explicat că doamna profesoară de chimie s-a îmbolnăvit și că nu poate să ajungă la clasă, așa că am venit eu, bro, nu înțeleg care este problema ta, da? Deci eu zic să taci din gură. Marcus, băi, ăsta cu căștile, băi, dă-ți bă căștile jos, băi, puștule, băi. Ce ați spus, domn profesor? Nu aveam profesor la chimie. Ok, faceți-o, nici măcar nu o să mai bag capul cu băiatul ăsta. Deci băiatul ăsta este o cauză pierdută. Am puște, am pila pe el. Este oficial o cauză pierdută. Chiar n-avem ce să facem. Teodora, domn profesor, să știți că mă bucur că dumneavoastră ne predați chimie. Sunteți mult mai talentat decât cealaltă profesoară. Ea nu știe absolut nimic. O ador pe Teodora. Dar știți faptul că Teodora este pupincuristă, da? Adică asta a făcut și data trecută, asta face și acum. Răzvanel, tu ești preferatul meu, da? Că tu ai luat nota 10, dacă mi-aduc aminte, la testul de la matematică. Ia zi, crezi că o să mă descurc la chimie? Știți chimie? Vreți să vă ajut? Nu! Cum să am eu nevoie? Băi, tu crezi că am nevoie de ajutorul tău? Dar ești puțin nesimțit, cum să am nevoie de ajutorul tău? Eu sunt profesor, da? Ok, bun. Deci, stați să vedem unde vă este catalogul, bro. Ce avem aici? Catalog și medii finale. Ok, deci vă închei și mediile. Hai să vedem catalogul. Deci în catalog avem așa. George, nota 9. Bravo, Gabriela 10, Alexandru 5, Marcus n-ai nicio notă, bro. Tu trebuie să iei două note. Lasă, Marcus, îți pun de două ori nota din testul ăsta. Dă-mă acum un test și o pun de două ori ca să nu ne mai complicăm, fraților. Teodora 8 și Răzvanel 8. Mamă, Răzvanel 8, ok, bun. Deci, toată lumea să fie atentă la mine. O să vă pun în bancă câte o carte de asta. Deci o să vă pun la fiecare în bancă câte o carte de asta. Foarte, foarte important, da? Toată lumea să se uite în bancă, aveți o carte, pentru că o să dăm un test. Și fraților, ca să facem testul cât mai ușor, atât pentru ei, cât și pentru mine, pentru că v-am zis, eu nu prea mă pricep la... Ia uite, aici alte cărți, hai că bag astea aici. Deci ca să fie testul cât mai ușor, o să fie așa.
toată lumea, deci toată lumea atentă la mine, o să primească 2 puncte din oficiu, 2 puncte din oficiu și o să fie 4 întrebări de chimie. Cred că pot să fac 4 întrebări de chimie. Deci 4 întrebări de chimie, dacă răspunzi corect la una, ai primit 2 puncte, da? Și tot așa, depinde la câte răspunzi corect, da? Deci toată lumea să fie atentă. Bun, hai să vedem. Vai, acum e momentul să dau testul, vai. Oh, ok, mi-a venit prima întrebare, deci fiți atenți. Prima întrebare este, deci voi răspundeți pe ciorna voastră doar la ce știți voi. Da? Deci doar la ce știți voi, la nimic altceva. Deci prima întrebare este, care, fiți atenți, care este formula chimică a apei? Chimică a apei, da? Haide-mă. Deci, băi, frate, cea mai ușoară întrebare de chimie. Asta o știe toată lumea, da? H2O este răspunsul, nu vreau să mă audă. Da? Deci care este formula chimică a apei? Dacă tot suntem la capitolul formulă chimică, puneți și care este formula chimică a dioxidului de carbon. Haideți, bă, frate, chiar iară super simplu. CO2, dioxidului de carbon. Hai, deci, da, dioxidul de carbon. Acum, încă 2 întrebări. Mamă, frații mei, cum să fac eu, mă, 2 întrebări, mai. Încă 2 întrebări ar însemna încă două întrebări, da. Ok, fiți atenți, ce reprezintă simbolul chimic O? Da, litera O, fraților, super ușor, oxigen, da. Și întrebarea 4, mamă, fraților, cred că o să trebuiască să mă uit pe net pentru întrebarea 4. Bun, băie și fete, m-am consultat cu Google-ul și am ajuns la concluzia că întrebarea 4 va fi așa. Ce este un compus ionizat? Ce este un compus ionizat, fraților? Bă, deci n-am auzit în viața mea de cuvântul ăsta, compus ionizat. Dar da, deci astea sunt cele 4 întrebări, da? Toată lumea sper că le-a scris și vă las, băi, sunt 4 întrebări, da? Deci nu e nicio problemă, nu e nimica, vă las 10 minute să le faceți. Dacă trebuie, avem multă treabă, trebuie să punem notele în catalog, trebuie să încheiem mediile, trebuie toate chestiile astea, da? Deci vă las 10 minute să rezolvați testul. Ok, băieți și fete, au trecut cele 10 minute, aș îndrăzni să spun că i-am lăsat chiar 15 minute și toată lumea ar trebui să fie gata. Mi-am șters cartea ca să dau notele, da? Deci prima dată, hai să punem, ok, hai să luăm pe George prima dată. George, frățioro, hai să vedem din cele 4 întrebări la câte ai răspuns bine. Deci nu uita, ai 2 puncte din oficiu. George zice așa, formula chimică a apei este H2O, ok, deci ai deja nota 4, și formula chimică a dioxidului de carbon este C2O, nu, este CO2, dar în rest n-am învățat. Hai să zicem, fraților, deci fiți atenți, să mai zică cineva la comentarii că eu sunt un profesor rău. Hai să zicem că voiai să scrii CO2 și ai scris C2O, deci George... Nota 6, frățiorul. Nota 6, chiar n-am ce să-ți fac. Na, nota 6 trebuia să dau 4, dar ți-am dat nota 6. Domn profesor, dar mai mult nu avem ce să știm. Nu prea ne-a predat doamna profesoară. Păi și-mi pasă mie. Adică ce treaba mea cu doamna profesoară, da? Ok, bun, aici am fost cam nesimțit, fraților. Chiar am treabă cu doamna profesoară. Că na, degeaba le dau eu întrebări dacă ei n-au învățat. Dar na, ne adaptăm situației, ok. Deci, George, ai nota 6. Gabriela... Deci Gabriela, sora mea Gabriela, hai să vedem ce ai făcut aici din cele 4 întrebări. Formulele chimice pe care le știu sunt H2O și C2O. Bă, stai puțin, bro. Bă, și tu ai greșit la fel ca... Și tu ai greșit la fel ca George, man? Bă, vrei să vă dau 2 la amândoi? 1, de fapt, pentru copiat. Ați copiat unul de la altul, bro. N-o dat din cap, n-o dat din cap, George. Ați copiat unul de la altul. Bă, dar și ceva, nici măcar nu mă interesează, fraților. Dar haideți să fim niște oameni mai buni. Gabriela... Pentru că, na, i-am dat lui George 6, tu ai făcut aceeași greșeală cu el, chiar dacă, na, așa să te suspecti, îți dau și ție nota 6, bro, da? Ok, îți dau și ție nota 6. Tu, șmechere, da, ăsta care face pe șmecherul cu mine, hai să vedem, tu ce ai aici? Apa este H2O. Frățioarul, nota 4, da? Adică ai răspuns corect, dar mai aveai încă 3 întrebări, deci Alexandru primește nota 4, frate. Nu, eu am făcut regulile, chiar îmi pare foarte, foarte rău. Noi n-am învățat asta, nu e corect. Eu n-am întrebat, gen. Ok, nu. A fost foarte zis. Alexandru, frățioru,
Cum ne-ai învățat? Ești clasa 8-a, bro. Sunt cele mai simple întrebări. Orice copil de clasa 4-a știe că la apă se mai zice și H2O. La dioxid de carbon se mai zice CO2 și că oxigenul e O. Da? O, ăla e oxigen. Niciunul nu a răspuns la întrebarea cu O. Bro, niciunul nu a răspuns la întrebarea cu O. Bro, e cea mai ușoară întrebare, man. Dacă vezi în tabelul ăla periodic, chimic, cum se numește, O, ce înseamnă O? Oxigen! E simplu, da? Deci sunteți vai de capul vostru. Mai departe, da, deci mai departe l-avem pe frățiorul Marcus. Bă, Marcus, bă, ai face bine, bă, puștule, să fi scris ceva. Hai să vedem, Marcus. Ia să vedem ce a scris Marcus. Dioxidul de carbon este H2O. Asta a scris Marcus. Bă, îmi pare rău, Marcus, record mondial, prima notă de 2. Ia, ești pregătit? Ce ați spus, puteți să repetați, nu, puștule. Deci dacă eu vreodată o să ajung director în școala asta, o să te exmatriculez. Băi, deci deja ești nesimțit, bro. Efectiv, scoate bă căștile alea din urechi. Băi, frații mei, încerc să... Băi, tu ce faci, uite, bă, zicea. Încerc să comunic cu Marcus ăsta și n-am nicio șansă, bro, că stă cu căștile alea în urechi. Bun, Teodora. Hai să vedem Teodora. Băi, Răzvănel, să nu mă dezamăgești. Tu ar trebui să fii de nota 10, ca data trecută, da? Teodora, hai să vedem ce zice Soriana Teodora. Formula chimică a apei este H2O, iar simbolul chimic O reprezintă oxigenul. Bravo, Teodora! Bravo! Băi, asta e. Tu cumva ai scris, că am zis eu? Că am zis eu în spate, i-am zis lui încăpățânatul ăla. Băi, frate, deja, fiți atenți. Deci, la această oră, având în vedere că nu este ora mea, nu o să îi suspectez de copiat sau de trișat. Ai răspuns corect la două întrebări, primești nota 6, frate. Și nici nu-mi pasă că nu este materia mea, ok, dar sunt aici ca să ajut. Și după îl avem pe zeul clasei, Răzvănel. Răzvănel, frățioru, hai, spune-mi, te rog eu, că ai făcut ceva bine. Sunt 100% sigur că totul e corect. Ok. Băi, nu te mai băga, băi, în fața mea. Hai să vedem. Formula chimică a apei este H2O, iar a dioxidului de carbon este K2O. Băi, ok, frate, ok că am învățat, e greșit, sincer. Adică n-am cum să facă toți trei aceeași greșeală. Ăsta n-avea cum să copieze de la ăia. Sau? Ba da. Nu, e o greșeală. Simbolul chimic 0... O, reprezintă oxigenul și un compus ionizat este o adunătură de atomi care rezultă în ionizierea interiorului lor. Băi, și vedeți ce să vă zic, nu prea știu ce înseamnă, adică am căutat pe net, am văzut cuvântul ăsta și am întrebat, adică nu m-am uitat la definiție. Da, bănuiesc că dacă vine din partea lui Răzvănel, este corect. Bănuiesc, nu? Răzvănel, frățioru, nota 10, bravo ție. Nu știu la ultima întrebare dacă e corect sau nu, dar o să am încredere în tine și îți dau nota 10. Ok, deci rog toată clasa să fie atentă la mine, pentru că este un moment foarte important. O să vă citesc notele pe care le-ați primit toți la test și după o să închei mediile, da? Deci avem așa, George 6, Gabriela 6, Alexandru 4, Marcus 2, Teodora 6 și Răzvănel nota 10. Dacă are cineva ceva de obiectat, poate să obiecteze acum. Însă să vă spun sincer, nu o să vă schimb notele în niciun caz. Alexandru, hai că începe cu tine, că știu că tu întotdeauna ești tare în gură, ia zi. Nu, stați puțin, domn profesor, că situația devine interesantă. Bă, ce mă puște, ești nevorbit? Tocmai ce am căutat pe net, ce este un compus ionizat și este ceva care conține ioni care și-au pierdut sau câștigat electroni pentru a deveni încărcați electric. Așa, și eu ce am zis? Ce a zis Răzvăle? N-a zis aceeași chestie. Dumneavoastră a spus că definiția lui Răzvănel e corectă, deci îl favorizați. Nu îl favorizez pe Răzvănel, doar că nu știu. Ok, nu pot zic că nu știam. Am crezut că asta e definiția corectă. Știți că dacă facem toți reclamații la direcțiune, nu o să mai fiți profesor niciodată, nu? Bă, puștule, tu mă șantajezi pe mine? Sau ce? Că nu înțeleg mai exact. Adică ce vrei să-mi spui mai exact? Cum adică dacă faci reclamație la direcțiune, ce vrei să-mi spui? Dacă nu vreți să facem asta, trebuie toți să avem nota 10. Haideți, aveți 10 minute. Băi, da, mă, da, că așa se face rost de 10. Da, mă, da. Na, băi, știi ceva? Adică dacă, să zicem, toată clasa ar fi de acord cu tine, poate m-ați intimidat. Dar tu ce poți să faci, bro? Că ceilalți sunt cu mine, dacă eu sunt profesor. Zic Gabriela. Eu nu mă bag. Cum adică nu te bagi? George?
Domn profesor, nu știu ce să zic. Băi, mamă, ce ne simțiți, bro? Bă, mă, și atajează toți că ce că le favorizez pe ăla, dar nu știam, bro, definiția, că nu sunt profesor de chimie. Dar de ce am întrebat întrebarea la test dacă nu știam definiția? Da, ok. Are foarte mult sens. Marcu, salvează-mă! Ce ați spus? Ok, taci din gură. Teodora, Teodora, fraților, Teodora. Eu n-ai auzit nimic. Razvanel, hai. Puteam să-l jur că e corectă, domn profesor, nu-l ascultați. Doar din vina ta se întâmplă chestia asta. Bun, fraților, n-am ce să fac, trebuie să le dau la toți 10. Oficial, schimbăm toate notele și le dăm la toți 10. Dar de fapt, nici nu le schimbăm aici. Mergem aici în catalog și le dăm la toți 10, fraților. Chiar n-aveți ce să facem. Deci, George, ai nota 10. Da, fraților, le dăm la toți 10. Chiar n-avem ce să facem. Mamă, ce ne simțit Alexandru ăsta, dar lasă. Lăsați băieți și fete că vede el. Vede el că s-a pus cu cine nu trebuie. Lasă, vadă el. Mamă, ce șmiche s-a căzut puștiu ăsta, bro. Uite, l-am scos pe Marcus din coringență. Îi dau și lui ăsta 10 și lui Răzvanel 10, da? Bun, hai, toată lumea atentă la mine că vă fac media finală. Avem așa, prima persoană de la media finală, vă încheie media la chimie. George, unde-i George? George, bro, ce prost, uitați-mă unde am pus astea, bă, cât de prost pot să fiu, doamne, sunt prea prost. Bun, și ceva, sunt profesor de matematică, nici nu trebuie să trec în catalog, fac media direct. George, ai o notă 9 cu nota 10, media finală, așa, George, 9.50, bravo George, bravo, ești foarte inteligent. Gabriela, ai o notă de 10, media finală, cu 10-le pe care ți-l dau eu, este nota 10. Alexandru, ai un 5 cu 10-le pe care ți-l dau, e un 7.50, mamă ce șmeche se cred puștii ăștia, bro. Așa, Marcos, lua asta, te să-i dau 2 de 10, practic, bro, deci are media 10. Teodora, nota 8, 10 cu 8 face 9, Teodora, media 9. Și Răzvanel, acolo în spate, nota 8, Răzvanel, îți dau direct media 10 pentru că meriți, frățioro. Deci ai media 8, deci îți mai dau încă 3 de 10, fiți atenți. I-am dat 3 de 10. Hai să trecem și ăștia în catalog și să plec de la clasa asta, vreau să zic de la școala asta, de la clasa asta blestemată, bro. Lăsați, băi și fete, că nu se termină tot așa. Nu se termină tot așa, că noi să mai avem ore de matematică. O să mai avem ore de matematică și mai vedem cât de șmecheri sunt copiii ăștia data viitoare. Gata, mă, v-am pus 10 la toți. La Răzvanel i-am băgat vreo 3 de 10, dar în fine, hai. Hai, da, v-am încheiat media, să nu ne mai auzim. Mamă, fraților, ce copii enervanți. Astăzi voi da un test surpriză elevilor mei și dacă prind pe cineva cum copiază, îi dau nota 1. Haideți că am ajuns și la școală, o să-mi parchez mașina aici, dar sincer să vă spun, nu am niciun chef să intru înăuntru. Prima dată când m-am făcut profesor, mă gândeam că în fiecare zi o să vin la școală cu zâmbetul pe buze și că o să iubesc ceea ce o să fac. Și nu mă înțelegeți greșit! În continuare îmi place meseria mea, îmi place ideea că învăț copiii lucruri noi, doar că mă gândeam că o să predau la niște clase cu niște copii mai drăguți, să spunem așa, niște copii mai normali, nu la ultimii nesimțiți și enervanți pe care i-am eu la clasele la care predau. Dar în fine, da, asta este meseria mea, fraților, și pe moment trebuie să mă mulțumesc cu ceea ce am. Hai să vedem, să întreb pe domn director ce materii, că predau matematică, sper că nu mă pune iară să predau altă materie. Însă la ce clase o să predau astăzi? Bună dimineața, domn director, îmi puteți spune ce program am astăzi? Marius, mă bucur că ai venit azi la școală, dar îți amintesc că astăzi aveai oră cu 8A și știi ce s-a întâmplat acolo. Am auzit că ai avut ceva probleme cu Mario. Opta, da, fraților, Mario, știți că a venit la mine acasă. Da, am reușit să scap, am sunat la poliție și ce să vedeți, eu am fost practic cel care l-a prins pe Mario, care și-a omorât colegul. Da, păi stați puțin, dacă aveam ore cu opta și opta s-a desfințat, da, pentru că erau toți nebuni. Asta înseamnă că pot să mă duc acasă, nu? Ok, haideți, fraților, că îmi retrag cuvintele, îmi place jobul ăsta. Deci astăzi e liberă, dacă aveam oră doar cu opta. În fine, dar nu trebuie să pleci acasă. Am ceva pregătit pentru tine.
Domn director, nu mă puneți din nou să predau altă materie. Spune-mi și mie, pe o scară de la 1 la 10, cât de capabil ai fi să predai o oră de geografie? Zero! Nu știu geografie! Eu sunt profesor de matematică, bro! De ce trebuie să predau alte materii, bro? Plus că la matematică nici măcar nu fac chestii complicate, mi-ar fac cele mai ușoare chestii, calcule, probleme pe care le știe toată lumea. Bro, cum să predau eu o oră de geografie, man? Ce pot, frate, eu să fac la geografie? Efectiv, n-am nicio șansă, man. Eu sunt profesor de geografie, dar am o întâlnire acum și trebuie să-mi ia cineva locul. Îți dau 50 de dolari, bate-mi palma, hopa, ia stați puțină. Păi, sincer, acum, domnule, m-am enervat pe dumneavoastră puțin. Gen, vreun 5-6, gen, pe o scară de la 1 la 10, un 5-6. Cred că sunt capabil să predau o oră de geografie. Deci, domn profesor, domn director, care e prof de geografie, trebuie să meargă la o întâlnire. Ok, ok, îți țin eu locul, îți țin eu locul, domn director, dar spuneți-mi la ce clasă să mă duc. Îți țin eu locul, până la urmă. Ora o să fie la clasa 8B. Știm, clasa 8B, n-am nicio problemă. Deci nu e așa mare chestie. Dar ai mare grijă, sunt doi noi elevi în clasă. Hopa, două surori care sunt cunoscute în toată școala pentru că rup copiatul și nimeni nu le prinde. Da, director, mă face să râd. Sunt la steda, la camera ascunsă. Cum adică rup copiatul la ora mea? Rup copiatul la ora mea? Las că văd ele. Trebuie să aibă fiecare din clasă două note ca să le închei media. Succes, mulțumesc. Bun, haideți, fraților, că astăzi o să facem ceva foarte interesant. Auzi, mă, rup ele copiatul la ora mea. Nu că vă mai zic o dată, dacă n-ați auzit. Rup copiatul la ora mea. Bine, bine, las că vedem. Las, fraților. Hai să vedem cum o să rupă copiatul. Hai să mergem la clasa 8B. Bro, dar asta e. Fraților, nu aici era o B? Aici e 7B acum, bro! Bă, aici era clasa 8B, man! Băieți? S-a mutat clasa. Uite aici sunt, clasa 8B. Hai, bună dimineața! Băi, mamă, uite, Mia, Luna. Cred că sunt, stai puțin să pun asta aici. Cred că ele sunt cele două colege noi. Bă, George, ce s-a întâmplat cu clasa voastră? Vă place noua noastră clasă? Băi, e drăguță, dar m-am obișnuit cu cealaltă, man. Ce s-a întâmplat? Ne-am mutat în clasa asta pentru că are mai multe locuri. Am înțeles, da, că acum sunteți 8. Ok, păi, ia, uite, salut, Mia, eu sunt Marius, profesorul tău de matematică, însă acum, pentru că domn director pleacă la nu știu ce întâlnire, o să fiu și profesorul tău de geografie. Bună, numele meu este Mia, ce facem astăzi la geografie? Foarte bună întrebare, astăzi o să vă închei mediile, pentru că știți că imediat se termină anul, însă trebuie să aveți fiecare două note, imediat, avem aici catalogul, da, ok, imediat o să mă uit în catalog ca să văd care e situația. Salut, Luna. Salut, eu sunt Luna, sora lui Mia. Abia aștept să învăț ceva nou despre geografie. Și eu la fel. Răzvanel, frățior, mamă, ești în bancă cu Alexandru, vreau să răcuță de tine. Bună dimineața, domn profesor. Lăsați-mă să ghicesc, înlocuiți pe director pentru că are o întâlnire cu o gagică, nu? Da, deci de ce s-a mai întâmplat chestia asta la voi la școală? Domn director, nu prea dă pe la ore? Păi ce note aveți? Bro, bă, numai jumătate de clasă are note și trebuie să aveți două note, bro. Mamă, da, domn director, nu m-am întâlnit o ține, fraților. Că o notă n-a dat, Alexandru. Iară tu, bă, șmecheră, vezi că tu faci pe șmecherul și poate ți se întâmplă ceva, doar atâta zic, știi ce zic? Marcus, dă căștile alea jos. Domn director, ce ați pățit? Bă, nu-i domn director, bă, dă bă căștile alea jos, bă, băiete, bă, dă căștile jos. Salut, Teodora. Bună ziua, domn profesor Marius, sunteți singurul profesor atât de inteligent încât să predea trei materii. Teodora, îți mulțumesc foarte mult, dar aici ar trebui să intervin, fraților, să vă spun că eu am avut profesori la mine la școală și în clase 5-8, da? Care predau trei materii. Scrieți voi la comentarii dacă ați avut profesori care au predat trei materii, la gen nu matematică și română. Am avut istorie, religie, chestii de genul, știți ce zic? Am avut și parcă logică. Cu psihologi, cu mai multe de astea, educația antreprenorială, chestii de genul. În fine, bun. Păi fiți atenți ce o să facem. Toată lumea să fie atentă la mine. Deci, mi-a zis domn director că trebuie să aveți fiecare două note, ok? Așa că, din câte văd aici, Mia, Luna, Alexandru și Răzvanel, adică, oh, chiar voi, toți ăștia de aici, aveți deja o notă. Deci, George, Gabriela, Marcu și Teodora, voi nu aveți nicio notă. Așa că, ce o să facem? O să vă ascult, da?
O să, cum mi spune, o să cam niște întrebări pe net, o să vă dau o întrebare la fiecare, ceva simplu din geografie, eu nu știu, fraților, dar na, v-am zis, bă, mă descurc cum o fi. Nu vreau să le pun întrebări de astea de nu știu, eu o să caut acum imediat pe net 4 întrebări, o să vă pun întrebările și după o să dăm un test, dar testul îl fac de la mine din minte, bro, știi ce zic? Hai să vedem, stai să-mi deschid telefonul ca să caut niște întrebări bune pentru clasa 8B, pentru geografie. Nu vreau să fiu nesimțit, vreau să le dau niște întrebări corecte. Ia vedeți, fraților, că am făcut rost de 4 întrebări. O întrebare pentru fiecare și avem aici și răspunsul, da? Deci, George, vedeți aici, fraților, da? Deci, uite, întrebările, citiți-le, răspunsul, toate nebunelile, hai să vedem. George, tu ești primul care n-are notă, ia stai să mă uit dacă am pus catalogul, da? George, da? Stați să șterg chestia asta pentru că urmează să-ți dau o notă. George, îți pun o singură întrebare. Deci, fraților, dacă nici eu nu sunt un profesor bun, câte județe se află în România, George? 41 de județe, domn profesor, let's go! Bravo, George! Nota 10, frate, nota 10, stai. Nota 10, băieți și fete, nu ne batem joc, nu ne batem joc. Nota 10, a răspuns corect la întrebare, a răspuns, nota 10. După o avem pe Gabriela. Gabriela, întrebarea mea pentru tine este următoarea. Care este cel mai înalt vârf muntos din România? Cum se numește? Vârful Moldoveanu, 2100 de metri. De fapt are 2544 de metri. Dar eu n-am întrebat câți metri are. Deci, practic, mi-a răspuns corect la întrebare, fraților, că n-am întrebat-o câți metri are. Deci, Gabriela, și tu primești nota 10. Ia uitați, fraților, băi, ăștia se pricep la geografie, man. Eu habar n-aveam, dacă vă aduceți aminte câte județe sunt în toată asta. Știi ce zic? Adică, băi, chiar sunt buni. Marcus, frățioro, deci nici nu știu de ce îmi bat capul cu tine, că ai căștile pe cap. Cu ce țări se învecinează România? Da, deci ți-a picat ficție cea mai grea întrebare. Ucraina, Serbia, Republica Moldova, Bulgaria și Ungaria. Ia vedeți că a răspuns! Bro, Marcus! Bă, bravo, bă, frățioru! Ia, bă, dar ce, bă, nu ți-ai scos căștile? Mamă, fraților, a răspuns Marcus! Gigi Marcus în comentarii prima dată când a făcut și el ceva bun. Nota 10, hai! Teodora, hai să încheiem această sesiune de ascultare doar cu 10. Hai că spun și ție o întrebare, fii atentă. Spune 5 județe din România. Hai bă, că asta e simplă, 5 județe. Timiș, Hunedoara, Mehedinți, Cluj, Bihor. Bravo, Teodora, bravo, bravo, bravo. Nota 10, bun. Deci acum toată lumea are o notă. Cea mai mică notă din clasă este a lui Alexandru, care are nota 5. Însă, fiți atenți, vom da un test chiar acum la geografie ca să vă închei notele. Și cred că o să fie tot un test din 4 întrebări, da? O să le fac eu. Eu știți că nu sunt profesor de geografie, deci n-am așa de multe cunoștințe. Dar o să-l facem așa pentru toată lumea, ok? Pentru că uite, chiar, uite, mă gândeam inițial să vă dau un test mai greu, să vă dau un test mai așa, cu mai multe întrebări. Dar când văd că sunteți pregătiți, că am dat doar note de 10 astăzi, fraților, o să dau, cum îi zice, o să mai dau, practic, niște note de 10. Sper și o să dau un test ușor. Bun. Păi fiți atenți. Stați să șterg asta, da? Stați să șterg toate chestiile astea. Mamă, fraților, fiți atenți că acum avem pe Mia și pe Luna în clasă, ci că surorile care copiază, băi. Deci, fiți atenți, vă bag la fiecare în bancă o carte de asta, da, pe care trebuie să scrieți, pe care trebuie să scrieți răspunsurile, ok? Adică scrieți voi altundeva întrebările, dar trebuie să scrieți răspunsurile, ia uite, că am pus la toată lumea o carte de asta. Bun, sunteți pregătiți, Mia? Stați, nu știu cât timp mai avem pentru test, o să dau ora asta, da, domnișoară, dar vezi că eu am auzit niște chestii, ok, nu o să zic, fraților, ce am auzit despre ele, Luna... Of, o să fie greu, depinde dacă știi geografie sau nu. Nu o să fie greu, o să fie cele mai simple întrebări. Răzvanel, câte întrebări o să aibă testul? 4. 4 întrebări, Răzvanel. Alexandru, iar le dai test, nu te mai satur. Băi, șmechere, vezi că tu, fii atent, că eu acum sunt de treabă, da? Sunt în modul meu profesor de treabă. Grijă mare că dacă mă enervez, nu mai sunt de treabă, știi ce zic? Bun, hai să vedem. Toată lumea, prima întrebare, da? Prima întrebare, fiți atenți, toată lumea, câte continente se află pe glob? Hai mă, fraților, băi, frații mei, pe bune, cea mai simplă întrebare, hai, scrieți toți, câte continente se află pe glob? Fraților, e, cum îi zice, Europa, Asia, Africa, America de Nord, America de Sud,
Australia și Antarctica. 7 continente, da? Deci câte continente se află pe glob, nu trebuie să le enumerați. Numărul, da? Câte continente se află pe glob. A doua întrebare. Ia, iară, altă întrebare, fraților, de o știe toată lumea. Care este cel mai înalt munte din, hai zicem, nu, cel mai înalt, mai înalt vârf muntos din lume, da? Băi, Everest, toată lumea știe, Everest, da. Deci, scrieți asta, care este cel mai înalt vârf muntos din lume? Repet, nu trebuie să-mi spuneți, cum îi zice, nu trebuie să-mi spuneți cât de mare e sau ceva de genul, nu mă interesează chestia asta, mă interesează doar care este cel mai înalt vârf muntos din lume. Bun, întrebarea cu numărul 3, fiți atenți, frate, întrebarea cu numărul 3 o să fie ceva mai grea, dacă nu vă pot da numai întrebări de-astea de le știe oricine de clasa a 4-a. Întrebarea cu numărul 3 o să fie o întrebare, fraților, pe care, sincer, am aflat-o și eu de pe TikTok zilele trecute, adică nu prea știam. Câte state sunt în SUA, da? În Statele Unite ale Americii. Câte state sunt acolo? Sunt 50, frații mei, 50 de state. Așa am aflat eu de pe TikTok. Sper să fie totul bine, da? Deci scrieți acolo, sper să scrie toată lumea. Și acum ultima întrebare, că i-am zis la Răzvanel că sunt doar 4 întrebări. Fiți atenți, ultima întrebare. Deci mai știți că i-am pus lui Marcus întrebarea că câte, cum îi spunem, care sunt vecinii României. Trebuie să scrieți, deci aici haideți că v-am dat primele două întrebări super ușoare, a treia poate puțin mai grea, dar dacă știți e super ușor. Aici la 4 o să aveți ceva mai mult de scris. Scrieți, fiți atenți, capitalele vecinilor României. Da? Ce capitală are fiecare țară? Dacă ați fost atenți, uite, hai că vă și spun eu, da? Pentru că să zice că toată lumea a fost atentă în clasă, l-am întrebat pe Marcus chestia asta și a zis că vecinii României sunt așa: Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria, Serbia și Ucraina, da? Și trebuie să ziceți care este capitala la fiecare țară. Bun, fraților, eu o să stau acum așa, da, o să mă pun aici, a? Și 100% o să mă uit la astea două fete, să nu cumva să miște stânga-dreapta, pentru că domn director m-a avertizat că rup pe copiat astea două. Hai să vedem dacă are dreptate sau nu. Aha, ia, opriți-vă, fraților, fiți atenți! Fiți atenți că Luna de vreo 5 minute parcă stă doar cu ochii în foaia lumina, băi! Băi, stați puțin, voi copiați? Domn profesor, ce am făcut noi? Nu copiem, hai că nu, Luna, nu am copiat nimica, nu, băi, ce aveți, mă, băi, voi credeți că eu sunt ca orice alt profesor din școala asta, că-l fraieriți una, dă, ok, noi nu copie, că eu știu ce, băi, eu am aici, știu o meserie până la urmă, da? Ia, hai să vedem dacă copiați sau nu, hai să vedem ce ați răspuns până acum. Deci, Mia, până acum a răspuns la prima întrebare cu 7, gen la aia, deci avem întrebarea cu continente, da? Și Everest, și la 3 n-a răspuns nimica. Aha, da. Și cumva Luna, și tu ai răspuns la fel? Ia să vedem. A. Nu a răspuns la fel. Aha. Mhm. Atunci, deși te uitai în foaie, bro, ai pus 6 continente, ești vai de capul tău. Nu mai zic nimica. Aha, deci, fraților, îmi cer scuze, adică și la clase mari se mai întâmplă, da? Și la clase mari se mai întâmplă. Îmi pare foarte rău că v-am oprit din test. Puteți să reluați testul, dar, fraților, am putut să jur, man, că Luna, da? Am putut să jur că Luna se uita la mai mult în foaia lui Maya, lumia, decât în foaia ei. În fine, băi, asta e. Bă, Răzvanel, ia, te oprește puțin din test. Te-ai uitat la astea două? Copiau unele de la altele? Domn profesor, eu n-am văzut nimica. Nu eram atent la alții, eram atent în foaia mea. Foarte bine, Răzvanel. Alexandru, tu că tu știu că ești vai de capul tău, ce să fii tu atent în foaia ta. Eu le-am văzut! Au schimbat testele acum. Au copiat, le-am văzut. Ba, Alexandru, e sigur? Vezi că asta e o acuzație destul de gravă. Bă, voi ascundeți ceva pe aici? Ia. Asta e catalogul, bro. Bă, voi ascundeți ceva pe aici? Bă, Alexandru, e sigur? Ia vedeți, frate, că Alexandru a dat mare carte. Băi, ia, voi. Marcus, ai văzut pe cineva că copiază de aici? Poftim. Ok, lasă așa. George, ia zi, le-ai văzut pe astea două cum copiază? Domn profesor, altcineva a copiat de aici. Bă, cine a copiat? Gabriela?
Da, eu am văzut pe altcineva că copiază, dar nu dau nume. Băi, cum adică, dacă nu dați nume, sunteți complice și vă dau unul și la voi. Că practic l-aș da să copieze. Teodora, Teodora, cine a copiat? Alexandru copiază! Băi, băi șmechere, tu cumva copiezi tu? Ia, tu cumva copiezi și dai vina pe cele două fete, a? Ca să, în fel, să ia ele vina. Bă, nu-ți e rușine? Nu-ți e rușine să dai vina pe domnișoare? Ia, stați puțin, ia, Răzvanel, oprește-te, ia. Ia să vedem. Testul lui Răzvanel și testul lui Alexandru. Hai, toată lumea să fie atentă, frate. Deci asta e testul lui Răzvanel. Răzvanel zice, mamă, ce a scris aici Răzvanel. 7, dacă trebuie le și denumesc. Europa, America de Nord, America de Sud, Africa, Asia, Australia, Antarctica. Bravo, Răzvanel. 2, muntele Everest. 3, e vârful Everest. 3, 50 de state, nu am loc să le denumesc pe toate aici. Mamă, Răzvanel! Răzvanel, ești bun! Îți zic că ești bun rău de tot! Alexandru, hai să vedem ce ai scris tu aici. Ia! Ia, păzia! 7, dacă trebuie le și denumesc Europa, băi, băi, șmechere, ce e asta, man? 50, dar o să-i scriu aici, muntele Everest, băi! Băi, Alexandru, băi, băi, faci pe fraierul cu mine? Ce e asta, bro? Ia, vedeți, frate, e același test! Efectiv, e același test! Ia vezi, bă, și tu dai vina pe fetele astea, băi, resimțitule, man! Oh my god, Răzvanel, stai să văd dacă ăsta e testul tău. Ia aici și scrie, bro, fai copiat și că 50. Ia uzi la el, 50, dar nu o să le scriu pe toate aici. Bă, nu știu unul dacă te pun să zici. Ia vedeți, fraților, ce teste identice aveau ăștia doi. Bun, fii atent, Alexandru, cum facem, da? Deci nu-ți dau nota 1, da? Pentru că azi nu vreau să dau nicio notă de 1. Da, fii atent, îți iau testul, da? Îl arunc aici, da? Deci ultimul test. Și îți fac un test nou. Fii atent, tot din 4 întrebări. Bă, da, îți dau niște întrebări de nu mai știi să duci. Fii atent, ia vezi aici, fraiere. Care este capitala Albaniei? Ia vezi, mă, fraiere, fii atent. 2. Cum îi zice? Ce suprafață are continentul America de Sud? Hai, bă, frate, copiezi tu la ora mea. Bă, dar știam eu că o să te prind eu odată cu d-astea. Bă, dar nu ți-e rușine? Da, nici măcar dacă îmi ziceau ei, bă, credeai că nu mă prind, că e același test ca și Răzvanel, care Răzvanel învață în fiecare zi și tu ești, faci pe șmecherașul cu mine. 3. Cum îi zice, fraților? 3. Fiți atenți, din ce... Mamă, mi-a venit asta iar am văzut-o pe TikTok. Din ce parte geografică a lumii vine croissantul? Da, știm toți, din Franța. Am dat o întrebare de-astea pe gastronomie. Și 4, numește 25 de state din SUA. Ia vezi, fraiere, 25 de state din SUA. Ia vezi. Ia vezi, frere, ia aici testul, ia uite-te, mă, la eu. Hai, toată lumea, nu vă mai uitați la mine, terminați testul, îl așteptăm și pe frățiorul Alexandru să termine și după o să trecem la corectat. Ok, mai sunt 5 minute până se sună, deci eu zic că avem destul timp ca să corectăm testele, da? Alexandru a scris acolo, ia uite-te, bro, la el, în fine, hai să începem. George, fii atent, deci iau catalogul, ăsta e testul al Alexandru, și măcar nu mă interesează, văd eu dacă a scris bine sau nu. Ăsta este catalogul, George. Prima dată tu, hai să vedem. Ai zis că sunt 7 continente, Everest, ai zis că sunt 45 de state, dar de fapt nu sunt 45, sunt 50 și la 4 n-ai știut nimica. Băi, eu zic, deci George, fii atent, stai să-mi pun aici catalogul, fraților, să-mi pun aici book and... Mamă, stai că le-am încurcat. Așa. George, eu zic că meriți nota 6. Sincer, ai răspuns la 2 core... Oh, nu, hai 7. 7 că astăzi ai fost de treabă, da? 7. George, m-am descurcat bine, nu? Băi, ok. Gabriela, următoare ești tu, da? Hai să vedem. 7, Everest 50, Kiev, Chișinău, Sofia, Budapesta, Belgrad. Bravo! Nota 10, Gabriela. Îmi spune că ați luat 2 de 10, dacă meriți, ce pot să fac eu, bro? Ea merită 2 de 10? Merită. Ce fac eu? Îi dau 2 de 10, desigur. Bun. Încă un 10, Gabriela, îl meriți. Marcus, frățiorul, ia să vedem ce ai făcut aici. Marcus, de ce nu scrie nimica în cartea ta? Când dăm test? Ok. Ok, frate, știi ceva? Deja Marcus e la alt nivel de nesimțire. Nota, deci nu-ți dau 1, că lui Alexandru dau 1, îți dau nota 2. Dar bravo, practic ai media 6, da? Teodora, hai să vedem tu ce ai făcut aici, let's go.
8. Sora mea, chiar sunt curios, care sunt cele 8 continente? Poți să mi le numești? 2. Everest, 3. 50, Kiev, Sofia, Budapesta, Chișinău, Belgrad. Bă, eu zic că meriți nota 8. Hai, 9. Nota 9 pentru că ai greșit, ai pus un continent în plus. Adică nu am nota 10? Da, sora mea, n-ai făcut testul bine? Normal că n-ai nota 10, știi ce zic? Ia, păzia. Mia și Luna. Hai să vedem. Mia, hai să te vedem pe tine. 7, Everest, 50, Kiev, Budapesta, Belga, Sofia, Chișinău. A făcut testul complet perfect. E totul bine? Totul bine, Mia. Așa, Mia, ai nota 10. Așa, bravo ție. Și acum Luna, știți că fraților a greșit din prima. A greșit acolo la continente, a pus 6. Deci sper să nu mai fi greșit și altă dată. Hai să vedem. Băi, asta e puțin. 1, 7, Everest, 50. Băi, asta e puțin, că tu parcă pusei 6. Băi, asta e. Băi, fraților, este același test. Este același test. Bro, e identic. Zici că s-a copiat cartea de Dori. Sau poate au știut ele, bro? Adică, na, poate s-a gândit, poate m-a auzit Luna când am zis că, da, sora mea, asta sunt 7, sunt 6 continente. V-ați uitat peste toate lucrările? Bă, frate, fiți atenți. Eu o să le pun nota 10 la amândouă. Scrieți la comentarii dacă credeți că m-au fraierit și au copiat cât timp eu nu le-am văzut. Scrieți la comentarii, bro. Adică, bă, au avut și testele alea identice, dar bă, până la urmă deja le-am luat odată că au copiat, a fost greșeala mea, așa că nu mai vreau să fac odată aceeași chestie. Răzvanel, frățioro, ia să vedem ce e aici. Bulgaria, deci aici ne-am uitat, e totul bine. Bulgaria egal Sofia, Ucraina, Kiev, Moldova, Chișinău, Serbia, Belgia, Ungaria, Budapesta. Bravo, Răzvanel. Domn profesor, plăcerea mea să iau note bune. Bravo, Răzvanel, n-am ce să zic, bro. Ești numărul 1 ești, Răzvanel, efectiv. Răzvanel, 10. Așa. Tu, șmechere, ia să vedem ce ai scris. Am și uitat unde ți-am pus testul. Ce era la testul ăsta, fraților? Capitala Albaniei, parcă 25 de state. De unde vine croasa? Ia, hai să vedem, șmechere, ce ai scris tu aici, tu ăla care copiază. Hopa, ce ai făcut, bro? Bă, măcar ai scris-o de asta, că Marcus n-a scris nimic, știi ce zic? Măcar ai dat și tu o linie. O să plătești pentru asta, profesorule, dar aștept ziua în care o să plătesc. Alexandru, nota 1. 1 pentru copiat, ți-am dat și a doua șansă, n-ai scris nimic, ca nota 1. Acum, haideți să încheiem mediile, fraților, da? Facem medii finale, George, 10 și 7, vine media, fiți atenți, avem așa, media, cât vine media la 10 și 7, fraților? Vine media 8,50, ok? Gabriela, 10 cu 10, media 10, bravo Gabriela, astăzi era 2 de 10, ai făcut media 10. Mia, bă, fraților, aici nu sunt, nu știu ce să zic, adică aici este media direct 9,50, bro, dar nu știu ce să zic, fraților, la Mia și Luna. Băi, eu cred că astea m-au fraierit. Ascultați-mă pe mine, fraților, că eu am impresia că ele m-au fraierit, dar n-am ce să zic. Nu știu, scrieți voi la comentarii dacă m-au fraierit sau nu. Dacă m-au fraierit, asta a fost să fie. Luna, 9 și 10, aceeași medie. Media 9,50. Media 9,50. Alexandru, ce să vezi? Media 3 egal corigent. Ești corigent, fraiere. Marcus, 10 cu 2, media 6. Băi, Marcus, nici n-a dat testul, a luat media 6. Răzvanel, nici nu se discuta, media 10. Și Teodora, 10 cu 9, media 9,50. Sora mea, n-ai de ce să fii supărată că tot media 10 o ai, chiar dacă știți că s-a ofticat că n-a luat 10. Da? Medii finale. Da? La clasa 8B. Bun. Hai. V-am terminat... Băi, stai. Băi, ia stai. Bă, cum adică catalog? Bă, medii finale... în fine, da. Las că nu... Deja nu mai e treaba mea. Bun. V-am încheiat media. Haideți că eu am plecat de aici. Alexandru, o să discutăm cu directorul când se dă testul de corigență. Șmechere, că copiezi tu la mine. Mamă, băi, șfet. Bă, dar copiii din ziua de astăzi nu mai au un respect pentru profesorii.
astăzi voi fi profesor de matematică la cea mai nesimțită clasă pe care ați văzut-o în viața voastră. Da, o nouă zi de viață, o nouă zi de școală. Abia ce am ajuns la școală și deja abia aștept să plec. Nu am niciun chef, fraților, ca astăzi să fiu profesor, mai ales că ieri am avut liber și tot am venit la școală, tot am venit să predau. Astăzi nu am niciun chef. Însă, până la urmă, ăsta este jobul meu și trebuie să mă conformez. Hai să mergem la domn director și să-l întreb ce orar am astăzi, la ce clase predau, care-i treaba. Uite, bă, că sunt elev pe hol, bro, dar ce, n-au început orele mele? E trecut de fix, ar fi trebuit să înceapă orele. Bună dimineața, domn director, am și o întrebare la dumneavoastră, vă rog eu. Ce orar am astăzi, la ce clase trebuie să predau? Marius, de când mă uit pe orar, astăzi ai o zi destul de ușoară. Ai de predat 2 ore de matematică. Prima este la clasa 8B, știm clasa 8B. Deja îi cunoști, le-ai încheiat mediile, vezi tu ce faci, doar îi supraveghezi. Dacă să ne simțiți, poate le mai dau un test, ai bănotă și pe anul viitor. Dar după ai grijă, deci la ce să am grijă? Că trebuie să mergi la clasa 8A. Ok. Aia sunt cei mai răi și nesimțiți copii din școală. Nu toți profesorii reușesc să le facă față. Ia uite, mă, băi, să fie mie frică de niște copii de ăștia băgăcioși și nesimțiți. Mai au nevoie de o notă. Trebuie să le dai un test sau ceva, dar ai grijă la ei. Mamă, bro, dar se pare că și domn director, adică din câte vorbește aici cu Marius, ai grijă, nu știu ce, pare că și el e destul de speriat de această clasă 8-a. Ia auzi, mă, cică, da, mă, fac pe mine niște copii băgăcești. Auzi, la ei, bine, ce e asta? Haideți că iau astea, o să le dau un test. Las că văd, atât le trebuie să fie nesimțiți cu mine. Poate cu mine nu o să fie nesimțiți și o să fie așa mai de treabă. Dar fiți atenți. Acum că tot mă duc la clasa 8B și că nu predăm nimica, o să intre pe ei cum e clasa 8, cred că asta e cea mai bună chestie. Bă, dar ăștia ce fac aici, băi? Băi, alo! Băi! Băi, Mario! De ce ai sânge pe hanorac? Voi ce clasă sunteți, mă? Plecați, bă, că au început orele. Suntem de la clasa 8-a! Ia vedeți, bă, vedeți că ora viitoare aveți oră cu mine, dar tu de ce ai sânge pe hanorac? Mă rog? Asta zici că e Jeff the Killer, frate, o ziceți voi de nu. Bă, ia spune, de ce are asta sânge pe anorac? Nu e nimic, are ketchup pe el, puteți să plecați, zi frumoasă. Aha. Chiar de mi se pare foarte suspect, trebuie să ajung acum la o oră, dar ora viitoare aveți matematică cu mine, așa că ar trebui să veniți cu o explicație. Ok, frate, bă, ok, am început foarte, foarte ciudat, man. De ce are la sânge pe el, bro? În fine, o să încercăm să trecem cu vederea, fraților, chiar dacă probabil n-o să reușim așa de bine. Haideți să mergem, mă, la clasa asta. Ia, vedeți. Dai să-mi pun și astea aici, oricum nu le dau niciun test, nu vreau să-i panichez sau ceva de genul. Băi, asta iară cu căștile. Bună dimineața! Stați liniștiți, astăzi nu facem nimica, dar am o întrebare pentru voi. Nu e pe notă sau ceva de genul, dar mi-a zis domn director că astăzi o să predau la clasa 8A. Și că 8A e mare nebunie, sunt nebun, nu știu ce, știi ceva de clasa 8A, că ăștia parcă se speriază niște mucoși. Eram sigur că dumneavoastră o să fiți selectat la clasa 8A. Cealaltă profesoară de matematică tot spunea că o să-și dea demisia, dar nu și-a mai dat-o. Pur și simplu, dintr-o zi n-am mai venit la școală și de atunci n-am mai auzit nimeni de ea. Bă, ce povești sunt astea, bă, povești de a dormi copii, ha, bă. Terminați-vă, bă, păi pune, bă, voi ce, v-ați vorbit, faceți o farsă? V-ați vorbit cu directorul când vine la școală să faceți mișto de mine? Sau ce, să mă speriați, care-i treaba? Sunt cei mai enervanți și ciudați copii din școală. Nu știu cum o să vă descurcați cu ei, domn profesor, poftiu, George! O să cer foarte mult să nu iau ce tocmai ai zis ca pe o insultă, dar nu știu dacă o să reușesc. Cum adică, bro? Băi, bine, direct! Nota 3! Hai, zi! Teorema lui Pitagora, pau, instant, fraților, ia mă mură pe toți, ce ai, ești nebun, auzi că mă fac ei pe mine. Nu știu cum o să vă descurcați, domn profesor, băi, grijă mare, George, grijă mare, Gabriela. Să aveți grijă, domn profesor, și chiar nu face mișto. Sunt 6 în clasă, dar din aia 6, 5 sunt foarte nesimțiți și foarte dubioși. Asta înseamnă că astăzi se vor acorda 5 note de 1, 5 note de 2, 5 note de 3. Ce aveți, mă? Pe bune!
Singurul care e de treabă și care încearcă să le atragă atenția e Eddie. Nu știu cum a ajuns el în clasa aia, că e un băiat așa dulce și respectuos, dar ei fac mișto de el și fac viața un calvar. Ok, pă fraților, păi stai spus că deja știm jumătate din clasă, deci a zis că sunt 6 în clasă. E Eddie, Mario și Gabi, ăștia care în continuare sunt pe hol. Mario și Gabi, bro. Ce poate să facă Eddie, Mario și Gabi? Alexandru, tu ce zici? Da, chiar, Eddie, săracul de el. Toți profesorii care au predat la clasa aia au plecat de la școala noastră, dar Eddie a rezistat ca un erou, frate. Poate pentru că profesorii voștri erau niște fraieri. Bro, cum să pleci de la o școală pentru că te enervează elevii? Până la urmă, frate, hai să fim serioși acum. Bro, hai să fim serioși. Până la urmă, cât de rău poți să fie, man? Ce poate să facă? Fac pe șmecherii cu mine, mă fac fraier. Zic am față de prost sau chestii de astea normale. Hop, hai, pau, test, nota 4, nota 1, trebuie să corigem, papa un instant, știi ce zic, bro? Ce poate să fie atât de rău? Ar merita un premiu, nu știu pe altcineva care să le facă față. Ia uite că acum știi, Alexandru, se află chiar în fața ta, mai exact eu. Eu o să le fac față la fraierii. Auzi, bro, ce? Mă fac ei pe mine, man, bă, sunteți amuzați, copii, sunteți amuzați. Marcos, ce ați spus? Nu știu nimic de clasa 9, băi, tu... Nici nu mai zic absolut nimic. Teodora, ia spune. Domn profesor, tot ce pot să spun este că profesorilor sunt mai nașpa decât profesorii noștri, adică mai nașpa decât dumneavoastră. Teodora, continuă lingușeala. 100% să vă respecte și o să reușiți să-i puneți la punct. Asta vreau să aud, Teodora. Chiar dacă știu că mă lingusești și că mă pupi în cur, nu contează, e perfect. Chiar dacă niciun profesor nu a mai făcut asta până acum, în dumneavoastră am 100% încredere. Da, mă, da, aia vreau să aud, fraților. Aia vreau să aud. Răzvanel, tu ești geniu clasic, da? Tu ești ăla cu deciziile logice, nu știu ce. Ia spune, zi sincer. Crezi că o să poți să-i pun la punct pe fraierii aia din 8-a? Domn profesor Marius, vă spun cât de sincer pot, o să ureți următoarea oră din viața dumneavoastră. Băi, s-ar putea, dar asta nu înseamnă că nu o să-i pun la punct, s-ar putea să urăsc și eu, dar 100% o să urească și ei. Am terminat prima oră de matematică, fraților, și să știți că deja am prins drag de această clasă 8B. Am stat și am povestit toată ziua, iar acum, pentru că am stat puțin și în pauză, o să mă duc la clasa 8A. O să mă omoare elevii, nu știi ce mare chestie, o prostie. Haideți, hai, George, hai, urează succes! Succes, domn profesor, să aveți un telefon la dumneavoastră și să țineți apelat 112 în caz de orice. Vezi că deja faci glume prea, deci ne permitem noi prea multe. Ce-ai, bă, bă? Bă, frate, sunt niște copii, băi, doamne. În fine, Gabriela. Domn profesor, sfatul meu este pur și simplu să nu-i băgați în seamă și să vorbiți doar cu Eddie. Ok, bun, ok, bă, hai că vă iau sfatul. Deci vorbesc numai cu Eddie, pentru că Eddie zice că e băiatul bun din aia 6. El o să fie cel care o să vă înțeleagă și 100% și dumneavoastră o să-l înțelegeți pe el. Restul, dacă nu-i băgați în seamă, cred că nici nu o să vă bagi. Perfect, bă, frate, știi ce zic? Bă, mai bine, băi și fete, decât să fie, pentru că eu n-o să fac pe fraierul, n-o să mă las intimidat, dacă ei se iau de mine și o să mă iau de ei. Și decât să avem un circ, bă, asta o să fie un circ, bă, circ, nu știu ce... Mai bine, nu ne băgăm în seamă, discut eu cu Eddie, vorbește Eddie pe limba lor și aia a fost, știi ce zic? Adică cred că asta este cea mai bună situație pe care putem să o avem la momentul de față. Alexandru? Da, și să aveți grijă la Mario. Ăla e colegul de bancă al lui Eddie. Întotdeauna își bate joc de el și câteodată îl și lovește. Bro, dar Mario nu era ăla cu sânge pe anorac, bro? Sau Mario îl chema? Să fie sigur că eu m-am întâlnit cu unul cu sânge pe anorac, vă aduceți aminte, da? Îl chema Mario? Nu sunt sigur dacă îl chema Mario. Poate puteți să-l mutați pe Eddie de acolo. Nu știu ce să zic, băi, Alexandru. Bă, dacă eu văd, deci vă spun sincer, eu nu pot să iau 100% ce ziceți voi, însă eu dacă văd că Eddie ăsta chiar este bajocorii și nu știu ce, o să încerc să vorbesc cu domn director să-i facem o mutare în altă clasă. Dar dacă ea sunt atât de nesimțiți cu el, 100% o să încerc să fac asta. Marcos? Vorbiți mai tare, clasa 8... Taci din gură, taci că ești vai de capul tău. Teodora, un sfat? Părerea mea este să nu vă lăsați mai prejos și să lătați tot cine este șeful, domn profesor, desigur. Bravo, Teodora. Răzvanel? Aveți grijă, domn profesor. Bun, mă, hai mă să merge. Ia uitați acolo jos. Ia, mă, hai mă să merge. Ce se poate întâmpla? Buhuhu! Hai să vedem. Băi, tu! Du-te în clasă, men! Hai, lasă prostiile astea. Ia să vedem, profesor. Ia vedeți unde am ajuns. Clasa 8A. Bună dimineața!
Bro? Lipsește cineva de la clasa 8-a. Cristiano? What? Băi, bă, tu cine ești? Salut, eu sunt Cristi. Prietenii spun Cristiano pentru că joc fotbal la fel de bine ca Ronaldo. Am o întrebare, pot să mă duc în curte să dau un meci cu ea de la 7-a, ca o oră liberă și m-au chemat să jucăm o miuță. Bă, tu ești nesimțit? Eu vin ora de matematică, ora importantă să ți-o predau și tu vrei să te joci fotbal. Ia, asta e acolo, ai grijă. Ai grijă. Bă, fraților, uite, ăsta e Mario. Deci, bănuiesc că aici trebuia să fie Eddie. Unde e Eddie? Ce s-a întâmplat cu Eddie, bro? Băi, Mario, ia uite-te la mine. Ce? Băi, bă, tu încă ai sânge pe anora. Băi, bă, sper că nu i-ai făcut ceva lui Eddie sau ceva de genul. Bă, dar care e treaba ta unde e Eddie? Sunteți frați de sânge? Că n-am înțeles. Și ce treaba ai tu cu ce am eu pe tricou? Ești inspector sau ești doar un profesor vai steaua lui? Bine, bă, băi, fiți atenți. Hai, 5 minute toată lumea să se uite în carte că dăm mare test. Fie ce test le dau la ăștia, frate, că le umplu catalogul de 1 și de 2. Mamă, ce... Fuck it, și mi-e pe mine. Tu, Susi... Nu, nu dăm niciun test, nu n-am învățat, nu aveți drept să ne dați test. Haideți să începe ora. Cum adică n-avem drept? Băi, alo, băi, ce nume trăiți ăștia? Băi, vedeți că v-ați găsit nașul, man, dacă ceilalți profesori sunt așa cu voi, că nu știu ce, grijă mare, man, ce aveți? Julia, ia, bă, poate fata asta, poate avem ceva de vorbit cu ea. Domnule profesor, vorbiți prea mult. Mai puțină vorbă, mai multă treabă, vă rog, eu sunteți obositor. Ia, uite-te, bro! Bă, ce tupeu! Mamă, frate, eu, păi, eu n-aș avea niciodată tupeu să vorbesc așa cu profesorii mei. Dar ia, uitați-vă că avem aici pe cineva de rupe școala. Ia, las că vedeți voi. Gabi? Ce? Gabi mă numesc. Aoleo, doamne, băi, fraților, da, băi, orice om. Băi, deci la fiecare clasă trebuie să existe un fraier de ăsta cu căști. Că se pare că așa asta situația. De fiecare dată când intru într-o casă să văd un fraier de ăsta cu căști. În fine, băi, băi, dacă tot ați făcut pe inteligenții și tot vă credeți mari șmecheri, mari și tari, m-ați luat pe mine la mișto, las că astăzi trebuie să dăm un test la matematică, da? Deci vă pun o carte la fiecare încest. Da, deci o carte la fiecare încest. Mă, că faceți voi pe șmecherii cu mine. Bă, mucoșilor, bă, știți cine sunt eu, man? Ia, faceți așa, bun. Hai să las asta aici, ce ăsta? Catalogul. Ia, mă, ce note aveți în catalog? Ia, stați, înainte să dictez testul, hai să vedem ce note aveți în catalog. Mario 2 de 1. Mamă, stai că am făcut asta. Mario 2 de 1. Julia 1 și 2. Susi 2 și 1. Gabi 3 cu 1. Cristiano 4-4. Mai bagi un 3-4-4-3 la fotbal. Vai de capul tău. Mă face Cristiano ăsta îmbrăcat ca Cristiano. Are 7 pe spate. Vreau, ce mă cu băiatul ăsta, mă, Cristi, mă, ai luat o rază, mă, puștele, mă. În fine, Eddie, 10 și 8. Bro, deci care aveau dreptate? Chiar aveau dreptate, Eddie este cel mai bun dintre ei, are 10 și 8, man. Wow, dar unde-i Eddie, bro? O fi că n-a venit astăzi la școală. În fine, las că vedem noi. Ok, fiți atenți, toată lumea, da? Având în vedere, deși atenți, inițial m-ați panicat. Da, m-ați panicat, doamne, îmi retrag cuvintele. M-ați supărat și voiam să vă dau un test de mate de 10 întrebări. Bă, să vă omor, bă, 10 întrebări să dau cu voi de pământ. Dar, pentru că m-am uitat în catalogul vostru și sunteți vai de steaua, bă, sunteți ultimii, deci, bă, bune, n-aveți nicio șansă, da? Deci, ia stai, dacă îi dau lui ăsta, deci, Mario, ție, și dacă îți dau 10, ești la alt nivel, ești sub nivelul mării, la fel și tu, Julia, la fel și tu, Susi, Gabi mai poate să scape, Cristiano, deci, într-un fel dau testul ăsta pentru Gabi și Cristiano, da? De Gabi și Cristiano, voi sunteți singurii care, dacă luați 10 la testul ăsta, mai puteți să faceți ceva, da? Da, na, în fine. Bun, fiți atenți. Auziți aici, 5 întrebări la test, 5 întrebări, da? Vă dau, stai să mă gândesc, deci fii atent, fiecare întrebare o să aibă un punct 50, da? Deci avem 1.50 ori 5, 7.50 și 2.50 din oficiu. Deja aveți nota 3 din oficiu. Da? Deci, ca să nu ziceți, haideți, că înțeleg că sunteți supărați, deja, dar eu chiar vreau să vă ajut. Bun. Prima întrebare, toată lumea să scrie, da? Prima întrebare, o să dau un calcul, bă, și un calcul ușor. Fiți atenți. 100 plus 42 plus 10. Asta este prima întrebare, repet. 100 plus 42 plus 10. Da? Deci, bă, fraților, toată lumea, cred că nu există o persoană care să se uite la videoclipul ăsta și să nu știe care e asta. Bun. Mai departe. La 2, o să vă dau ceva teorie. Da? Haide, sunteți clasa 8, trebuie să știți. Scrieți,
scrieți teorema lui Pitagora sub formă de formulă slash definiție, da? Deci nici măcar, bă, deci nici măcar nu vreau, cum mi spune, definiție, da? Deci vedeți, faci o căsă de treabă cu ei, să nu ziceți că sunt și eu nesimțit cu ei și ei să nesimțiți cu mine, nu știu ce. Scrieți teorema lui Pitagora sub formă asta cum vreți voi. Cum vreți voi, da? Deci nu am o anumită de asta, să zic că scrieți așa, scrieți sub formă de formulă, sub formă de teorie. Nu, cum vreți voi. Absolut cum vreți voi. După, la punctul 3, da, scrieți, ce să scrieți la punctul 3? Hai să vă dau o problemă la punctul 3, ceva, o problemă super simplă. Fiți atenți. Zicem așa. Uite, avem aici pe Giulia, da? Zicem așa. Giulia avea de făcut 10 exerciții pentru tema la matematică. Aceasta rezolvă un exercițiu în aproximativ 10 minute, maxim 12 minute. Care este timpul minim în care Giulia își termină ora la mate sau timpul și timpul maxim? Și dacă ia o pauză de 30 de minute. Da? Deci aici, într-un fel, trebuie să aveți 4 rezultate. Da? Deci, ok, problema asta nu e chiar atât de ușoară, dar hai bă că suntem în clasa 8-a, da? Nu facem întrebări de grădiniță, da? Deci fiți atenți. Aveți, prima dată, trebuie să-mi ziceți care este timpul minim în care Giulia poate să facă un exercițiu. Bine, 100 de minute, da? 10 ori 10. Care e timpul maxim? 100 ori 12, 10 ori 12, 120. Și ce se întâmplă dacă ia și o pauză de 30 de minute? Și, practic, că dacă iau și o pauză și 30 de minute, faceți cât va da calculul, cât rezolvea exercițiile și puneți 30 de minute. E simplu, da? Puteți să puneți rezultatul cum vreți voi, în minute, în ore, nu contează, da? Haideți, bă, fraților, băi, cel mai simplu. Deci, pe bune, că am mai văzut comentarii: Marius, dai un test prea greu, nu știu ce. Băi, pe bune, frații mei, e cel mai simplu test. Adică poate problema asta mai pare așa, dar chiar e ușoară. Chiar e ușoară, hai să fim serioși până la urmă, bro, da? Bun, 4. La asta, 4, hai să facem un șir. Dacă asta cu șirul e cel mai ușoare, completează următorul șir cu următoarele 5 numere, da? Bă, frații mei, fiți atenți. 0, 5, 10, 15 și după mergeți voi. Hai bă, frații, e simplu. E simplu, bro. E 5, da? 20, 25, 30, da? După faceți voi, da? Hai, deci vă rog, scrieți acolo. Oricum o să vă las, stai să puneți aici catalogul. O să vă las, cum mi spune, să rezolvați jumătate de oră. Și ultima întrebare din testul ăsta. Da, ultima întrebare. Dacă stau să mă gândesc așa la ultima întrebare, ce să le pun, frate? Ce să le pun aici să facă? Ceva de teorie, ceva ușor. Hai că vă dau, bă, vă dau o să faceți, cum îi spunem, o necunoscută, da? Cea mai simplă necunoscută, fiți atenți. Da, calcul de clasa 5-a. X plus 60 egal 121. Cât este egal X? Ha, mă, fraților. Băi, e simplu. 121 minus 60 vine X egal 61, da? Adică e foarte, foarte simplu. Bun. Deci, vă las 30 de minute. Da, v-am dat astea să nu ziceți 30 de minute. Puteți să faceți toți ca să vă salvezi media, da? Dacă văd, deci nu promit, dar dacă văd potențial la tine, Mario, la tine, Giulia, la tine, Susi, dacă voi aveți note, vai de capul, sunteți vai de capul vostru, poate vă mai dau o notă și cer să nu vă las, să nu vă las corigenți. Dar Gabi și Cristiano, voi dacă ați luat 10, o să, nu o să mai rămâneți corigenți. Bun, fraților, au trecut 30 de minute și pot să zic așa, stop, stop la test, toată lumea pixurile jos și haideți să vedem ce note au luat, da? Deci o să iau aici catalogul ca să, ba nu, nu, fiți atenți, prima dată, poate vă dau și un punct în plus, bă, deci fraților, vreau să-i ajut, pe bune, vreau să-i ajut, fiți atenți, facem aici note, punem așa, da, deci avem Mario, deci Mario, Giulia, Susi, Cristiano și Gabi, da? Hai să vedem. Mario, ce ai rezolvat tu la test? Cine citește e ultimul fraier? Poftim?
Marius, crede-mă că nu-mi plac persoanele care așa au așa de mult tupeu ca și tine și dacă mă enervez, le elimin. Tu nu vezi ce față de prost ai. Cum îți permiți să-mi predai mie matematică cu fața aia? Bine, bine, Mario, bine. Las că vă citesc notele la final, da? Vă citesc notele la final. Bine. Julia, hai să vedem ce ai făcut tu. Nu ne interesează de note, oricum ne încheie directorul media la toți cu 5. Aaa, de-aia aveți voi atât de mult tupeu. De-aia aveți voi atât de mult tupeu, că vă încheie directorul media cu 5 la toți. Nici nu arăți ca un profesor de matematică, zici că ești fugit de acasă. Cum naiba să aleg profesorul ziua de astăzi? Bine, Julia. Aha, am înțeles. Am înțeles, ok, ok, bun, bun, ok, ok, stați puțin. Gabi, tu ce ai făcut? Ia să vedem. Uapa, uapa. Gen, ăsta ascultă muzică. Nu mai vorbi așa de tare că erau muzica. Bine, Gabi, bine, 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 fraților, bine. Ați văzut, da? Deci, am intrat și eu puțin pe ură în clasă. Dar după, ei mi-au dat cu foarte multă ură. Am încercat să păstrez pacea. Dar acum, am dat numai cu pace, da? Bine. Cristiano, ia să vedem ce ai făcut aici la test, ia. Cristiano Ronaldo a fost născut în 15 februarie 1985. Nu ăsta era subiectul, bro. Nu ăsta era subiectul. Nici să nu mai vorbești cu mine. Când mă uit la tine, îmi dau seama că ești probabil unul dintre cei mai slabi jucători pe care i-am văzut. Te distrug la fotbal, nu ai drept de replică cu mine. Deci ăsta e bolnav cu fotbalul lui, bro. Are o problemă. Bine, Cristiano, bine. Las faci că le pregătesc o surpriză. Stați puțin. Substituiești ultima. Da, hai să vedem. Nu scriu pupici. Bine. Noi o să avem toți media 5. Ne doare undeva de testele dumneavoastră. Bun. Fiți atenți. Dragi copii, avem un anunț de ultimă oră. Un anunț de ultimă oră. Chiar de la, să spunem așa, fraților. Chiar de la... Iau aici catalogul, fiți atenți. Chiar de la tovarășul meu director, da? Oficial, o să vă trec aceste note în catalog, da? Mario, ai, cum îi zice, ai nota 1 și oficial eu o să vă închei mediile. Da, m-ați auzit bine. Eu zis, bă, la voi, bă, voi faceți mișto de mine că vă încheie la media 5, bine, hai să facem așa corect. Mario, 1, 1, 1, la un simplu calcul, 1 plus 1 plus 1 părțit la 3, not, în media 1, ai media 1, fraiere. Julia, 1 cu 2 și cu 1. Ai media 1.33, habar nu am. Susi, 2 plus 1 cu 1, media 1, deci media 1.33. Gabi, ai 3 cu 1 cu 1, da, și îți vine media 1.66, da. Cristiano, ai 4 cu 4 cu 1, vine media 9 împărțit la 3, media împărțit la 3, media 3. Edi, ai 10 cu 8, media 9, da? Deci, fraierilor, oficial, sign, fiți atenți, medii finale de Prof. Marius. Pau! V-am încheiat mediile. N-am, bă, fraierilor, mai comentați acum. Ia, fete, ce avem aici, băi, cum va rămâne scorigen sau mi se pare? Ia, plecați, mă, bă, ce șmechere se cred ăștia cu mine, auzi la ei, bro. Hai! V-am pupat, sper să ne mai vedem, dar aproape nu o să ne mai vedem, numai în toamnă. Ia uite, bă, ce șmeche se cred ăștia. Fraților, s-a făcut seară și o să mă duc să mă culc, tocmai ce mi-a terminat toată treaba, însă am primit un mesaj, bro, pe telefon. Am primit un mesaj, oh, de la domn director chiar. Ce mai vrea? Mamă, bro, spune-mi, te rog, că nu vrea iară să vin la școală sau ceva. Doamne, spune-mi, te rog. Acum am terminat treaba, vreau să mă duc să mă odihnesc, bro. Te rog să nu fie ce cred eu. Director. Marius, să știi că nu o să mai predai la clasa 8-a. De ce? Pentru că s-a desființat. Bro, s-a desființat? Nice, parcă nu pasă de ei. Exista acolo un băiat pe nume Eddie, care astăzi credeam că nu a venit la școală. Dar se pare că nu a venit nici acasă. Bro, ia asta, cred că știu unde se duce povestea asta. Așa că părinții lui erau foarte panicați și au sunat la poliție. Poliția a făcut cercetări și l-au găsit în baie, fără suflare. A fost ucis de Mario. Elevul ăla problemă. Doamne, ce copii răi.
Bro, știam eu, mamă, deci fix atunci când am ieșit eu din cabinetul directorului, frate, de avea ăla sânge pe anorac. Bro, doamne, ce ciudat Mario ăla. Mario este căutat și în momentul de față de către poliție. Ne vedem mâine la școală. Bro, doamne, fraților, ce ciudați. Ce ciudat Mario ăla. Doamne, bro. Mamă, fraților, ok. Doamne, Dumnezeu să te pe ideala, bro. Mamă, era un băiat așa de bun. A zis toată lumea că era un băiat bun și uitați-vă ce se întâmplă, bro. Doamne, man. În fine, fraților, o să mă duc la culcare, dar ce să vă spun, nu știu cum o să dorm când știu genul ăsta de informații.